Salutare tuturor și bun venit pe jocul Crisis in the Kremlin, unde vom prelua funcția de secretar general al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică, adică liderul Uniunii Sovietice. Și deoarece preluăm funcția unui lider, ei bine a zis să mă îmbrac și adecvat, adică avem așa, stați, dau microfonul jos, cravată, cămașă, sacou și cam atâta. Deoarece, în rest, am numai pantaloni scurți. Ar fi fost interesant dacă mai aveam și o insignă cu secera și ciocanul, ca să fim așa pe tematică. Bine, am niște insigne aici, dar de la pati gen cu USR-ul, sau asta cu USR tineret. Deci nu prea cred că o să ne ajute. Lăsând asta la parte, azi dăm play, alegem anul acesta și aici avem 4 variante. Și cum de noi, o să ne ducem pe ruta istorică, bineînțeles să ne ducem cu Mihail Gorbaciov, că ne scrie că este reformer, un oponent al gărzii vechi și un suporter al democrației. Garda veche fiind ăștia breșniștii sau conservatori din partid, ăștia care vor să vadă foarte, foarte, foarte puține spre deloc reforme. Hai că am intrat pe campanie și aici avem mai multe chestii, de exemplu globul ăsta, unde puteți vedea harta lumii și vedem ce țări se află în sfera mea de influență sau ce țări se află în sfera de influență a Statelor Unite ale Americii. Aici cu bugetul, unde este foarte, foarte important, deoarece, de exemplu, dacă creștem bugetul la serviciile secrete, ei bine, acestea ne pot ajuta în legătură cu anumite evenimente, de exemplu, dacă există lovitori de stat din partea armatei. Ce cu bara asta? Ok, va trebui să rezolv problema asta. Ah, da, și îmi pare rău din nou că facecam-ul meu acoperă chestia asta din colț sus dreapta, deoarece acolo ne arată relațiile cu Statele Unite ale Americii, cu China, puterea armatei, profitul și în ce ne aflăm. O să vă arăt un screenshot ca să vedeți cum arată. Și dacă dăm click pe telefonul ăsta, ne arată mai multe chestii, de exemplu aici cu Congresul Partidului Comunist, unde avem mai multe grupuri, reformiști, adică noi, moderații și conservatorii. Aici structura statului și, de exemplu, dacă am schimba ca Sovietul Suprem, adică Parlamentul Uniunii Sovietice, să aibă mai multă putere, ei bine, aici nu o să ne mai scrie Congresul Partidului, ci Sovietul Suprem. Și o să ne apară aici cu Partidul Comunist sau altele, dacă o să și legalizăm alte partide. Și dacă ne uităm mai sus, aici avem cu politica externă, care dacă strângem destul o putere politică, putem să schimbăm mai multe chestii pe aici. La finanțe la fel, numai că nu trebuie să facem schimbări foarte drastice, deoarece asta crește cu nivelul de corupție. Și dacă corupția ajunge la 100%, e game over. Deoarece o să fim mereu pe minus, trebuie să facem împrumuturi, scădem aparatul de stat, ne scade loialitatea, republicile, aici tot la fel, scade loialitatea, revolte, papa, Uniunea Sovietică. Așa că mai întâi o să ne ocupăm de cabinet de miniștri și că toți sunt pe politica externă, e bine, este foarte important ce o alegem. Deja l-am pus pe Alexander, care are asta cu existența, adică avem relații ok cu Statele Unite sau cu China. Dacă l-aveam, de exemplu, pe Gromyko, aveam relații mai proaste. Sau dacă vreau să mă apropii de vest, îl puneam pe Edward și nu o să încerc să-i pronunț numele de familie, care de altfel parcă a fost și președintele Georgiei. Nu știu dacă a primul sau al doilea. Oricum, asta din gruparea liberală din partid, deci să avem mare grijă. Hai că mi-am făcut cabinetul, de exemplu la Ministerul Agriculturii, l-am pus pe Dimitri Polianski, nu știu dacă am pronunțat corect numele, dar ne scrie aici, mecanizare, unde ne scrie că ne crește competitivitatea, ceea ce este un lucru foarte important dacă vrem să facem o tranziție de la o economie planificată la una mixtă, numai că o să avem niște costuri în plus, costuri care va trebui să le suportăm. Și ca să nu vă mai plictisesc cu celelalte ministere, o să vă las aici o imagine cu fiecare ministru pe care l-am pus și ce funcție ocupă. Și ia să revenim pe glob, unde va trebui să câștigăm neapărat războiul din Afganistan, unde scrie că guvernul comunist controlează doar 60% din țară. De ce? Deoarece avem nevoie să impresionăm pe scena internațională, deoarece nu pot pur și simplu să mă retrag. Adversarii politici o să mă critici de genul: a, păi de ce ne-am retras din Afganistan? Că dacă investeam mai mult, câștigam războiul. N-au ăștia, cum se știe, din anul 1985, că în viitor Uniunea Sovietică nu va reuși să scape de
mușahadinii din Afganistan. Și poate vă întrebați, cum o să câștigăm? Ei bine, trimitem armament în Afganistan, adică apăsăm pe asta. Am mai crescut puțin controlul, numai cu o altă problemă, și am mai că Statele Unite trimite armament în Afganistan prin intermediul Pakistanului. Bine, și Iranul trimite puțin, numai că Iranul se află în război cu Irakul, așa că foarte limitat acest ajutor militar din partea Iranului. Ceea ce înseamnă că trebuie să rezolvăm problema pakistaneză. Și dacă dau click pe India, avem aici War for Kashmir, care este o regiune împărțită între Pakistan și India. Numai că nu prea pot să începe acest război, deoarece și China are niște pretenții teritoriale când vine vorba de India. Așa că trebuie să rezolvăm relațiile dintre China și India, ca apoi India să atace Pakistanul. Ceea ce înseamnă că mai puțin armament din Pakistan către Afganistan, deoarece Pakistan trebuie să câștige războiul. Deci o să avem ceva treabă. Așa că, cum am zis, am trimis armament și să încercăm să avem relații bune cu China, ca să rezolvăm problema dintre India și China. Uf, mult treabă avem. Și pe scena internă, bineînțeles că o să aplicăm glasno, adică deschidere, și bineînțeles perestroică, adică reconstrucție. Numai că într-o cantitate mai mică, deoarece nu o să permit sentimentele separatiste să se răspândească prin Uniune și bineînțeles să ne asigurăm că în republici nu o să avem naționaliști la putere sau liberali, cum e de exemplu Yeltsin, când ajunge el președintele Rusiei Sovietice. Și pentru a trece timpul pe acest joc, e bine, el este pe ture. Și acum mă aflu în luna mai. Dar pentru a mă îndrepta spre luna iunie, apăsăm pe cartea asta și ne apar tot felul de evenimente pe scena internă sau internațională. Și acum vedem aici că Statele Unite investesc bani într-un nou sistem de apărare care să combată bombele noastre nucleare. Și noi aici trebuie să răspundem împotriva acestor violențe din partea Statelor Unite, deoarece văd că administrația Reagan văd că bagă foarte mulți bani în armată. Și dacă vreau să construiesc un astfel de proiect pentru a contracara pe americani, costă foarte mulți bani pe care nu i-am. Așa că să vedem ce putem face pe aici. Bun, o să anunțăm intenția de a face un astfel de sistem. Nu că o să și facem unul. Să vedem ce să fac americanii. Se pare că americanilor nu prea le pasă de amenințările mele. Super. Și că tot vă ziceam de serviciile secrete, adică KGB-ul, dacă investim mulți bani, e bine, ne apar evenimente de genul în care putem să ne ocupăm de oponenții noștri. Și momentan va trebui să ne ocupăm de conservatori, adică breșniștii. Deoarece conservatorii își mai pierd locuri în Congresul Partidului Comunist, ceea ce e bine. Și de asemenea, le mai scade și popularitatea aici, pentru cei mai importanți politicieni din anul 1985. Opa, stai că nu-i bine, deja avem probleme economice, deoarece nu prea avem bunuri. Așa că poate n-ar fi rău să redirecționăm economia pentru a produce bunuri și să renunțăm la obsesia asta cu industria grea, adică mă refer la asta cu petrochimică, constructoare de nave, adică industrie ce ocupă mult spațiu, poluează mult și necesită foarte, foarte mult capital de investiții. Nu știu, de exemplu, rafineria de la Năbodar, așa arată un exemplu de industrie grea. Foarte mult spațiu, ocupă foarte mult fum. În fine, oricum, trebuie să producem bunuri, nu știu, mâncare și alte chestii. Și văd că generale nu prea sunt fericiți, deoarece am mai redus cheltuielile și pentru industria militară. Hai că relația cu China s-a îmbunătățit, din nou nu vedeți de facecam-ul meu, dar dacă ne duce pe hartă și dăm click pe țară, apare 72, ceea ce înseamnă că putem să facem un pact de prietenie. Bam, succes! Și cu acest pact am mai rezolvat și problema între India și China. Așa că putem să le trimitem arme, bam, și să înceapă războiul. Văd că nu merge ceva. Vedem tura următoare. Păi iarăși problema cu bunurile. Aoleu, de să încep și tranziția de la economie planificată la una mixtă. Dar deja armata e supărată.
Ok, hai să dăm niște bunuri din afară, dar asta e cheltuială în plus. Nu e bine, deoarece dacă avem pe minus, o să ne stăm din rezerve, adică tocmai de aici. Bă, dar nu înțeleg, al treilea eveniment în legătură cu criză, numai că aici cu serviciile. Aoleu. Ok, hai să poate asta merge, deoarece nu prea mai am chest să mai pierd bani. Vorba aia, Doamne ajută. Și acum, că tot mai a crescut puterea armatei, haide India! Fiu bun! Hai că a început războiul, așa că armamentul american a trebuit să fie mai puțin pentru Afganistan și mai mult pentru Pakistan. Și ne scrie că India conduce, ha că e bine. Acum nu știu cât o să dureze războiul. Și acum că am strâns 105 putere politică, este timpul pentru Glasnost. Așa că deblocăm aici niște chestii și, de exemplu, putem să ne deschidem granițele. Asta cu paid emigration. Dar tura următoare. Ai, ok, țările din peninsula arabă, cum ar fi Arabia Saudită și Qatarul, au scăzut prețul pentru petrol, adică au crescut producția, așa că mai ieftin. Asta la existențele Statelor Unite. Și am aici multe variante. Dar dacă am dublat producția, ar fi super, super ieftin. E bine, asta ar pune presiune și mai mult pe statele arabe să crească prețul. Eu zic cum va merge. Ok, hai că a scăzut și mai mult prețul și statele arabe sunt afectate. Mă refer din peninsulă. Ok, și acum să vedem ce vor face aceste state. Dar ce vor fi nevoite să mai scadă din producție ca să crească prețul, deoarece acum este foarte jos. Și acum ne apare ce la statistici că extrage mai mult petrol față de anul 1984. Și ne scrie aici prețul și toate astea. Hai că ne apură și asta cu campania anti-alcool și un eveniment foarte bun, deoarece ne crește banii la buget, dacă creștem taxele. Și ții minte că am văzut eu ceva, un interviu mai de mult în legătură cu Mihail Gorbachev și era un cetățean din Rusia care se plângea că pe vremea lui acolo era foarte scump datorită acestei taxe. Мне нравилось, когда начиналась перестройка, очень мне нравилось его слушать прямо. Ночами я даже слушал по телевизору, все грамотно говорил. Но, как оказалось, все это привело... Борьба с пьянством была напрасная. Загубили, на свадьбах пили молоко, воду. И вырубили очень много виноградников, это то, что отрицательное. Но положительно, что демократия началась, гласность. Попер секс по телевизору и на всех экранах. Se pare că avem o recomandare din partea lui Ligachev pentru nou politician pentru biroul executiv din cadrul Partidului Comunist. Dar nu o să le așa pur și simplu, ce o să-l punem la probă? Stai că am primit aici cu bombardamentul Libiei, în care administrația Reagan a decis să atace punctele cheie din Libia, dar putem să-i ajutăm dacă Libia mai scade din producția de ulei și o petrol, așa că o să crească prețul, ceea ce e bine pentru noi mai târziu. Și BOOM! Bun, hai că americanii s-au cărat și avem chiar și noi tratate cu Libia, hai că bine. Iarăși evenimentul ăla cu sistemul lor de apărare antibombe nucleare american. Știam, amenințat eu că o să fac un... cheltuială mare. Națiunile Unite! Pam! Și... nimic. Interesantă inițiativă, adică permitem ca filmele vestice să fie difuzate și în cinematografele din Uniunea Sovietică. Și parcă n-ar fi rău să vedem Rocky 4 și intrarea lui Ivan Drago sau ceva de genul, care era așa cu imnul Uniunii Sovietice și începea aia începe meciul de box final. Deci, da. Și acum gruparea mea s-a decis că acum este timpul să avem afaceri mici în Uniunea Sovietică. Adică să începem perestroica și începem așa, încet cu încetul, mai întâi cu afaceri mici. După aia să nu avem chiar control total asupra prețurilor și așa mai departe. Deci, da, dar ce este timpul pentru reformă. Și acum, dacă ne ducem la economie, ne apare aici. Economie planificată cu elemente de piață. Hai că ne aflăm în anul 1987, India a câștigat, ceea ce e super. Poate n-aș spune că ne-am mai pierdut din control, dar nu e problemă. Deoarece, dacă apăsăm pe asta, strike the terrorists, ne-a crescut controlul și acum mujahadinii sunt foarte slăbiți.
și nu o să mai primească armament din Pakistan. Așa că trebuie să ne mai apară aici să le trimitem armament și după aceea o să câștigăm războiul. Vedeți? V-am zis că el nu o să ne facă probleme, dar putem să potolim. Hai cu colegii noștri au fost de acord cu mine și acum el a fost mai marginalizat. Nu e bine, nu e bine, deoarece războiul între Irak și Iran se apropie spre final, ceea ce înseamnă că Iranul poate să trimită mai mult armament spre Afganistan. Așa că trebuie să combatem regimurile fundamentaliste. Adică suportăm Irakul. Pam! Și acum ne scrie că lucrul ciudat s-a întâmplat și acum că noi, împreună cu Statele Unite, trimitem armament regimului lui Saddam Hussein și acum războiul câștigă din nou moment. Ce propunere ciudată, ci că NATO și pactul de la Varșovia să-și retragă trupele din Europa. Le dăm doar speranțe false, deoarece nu suntem și idioți. Și nouă toți cu războiul dintre Irak și Iran, și anume că Iranul a atacat navele care cară petrol din Kuwait ale americane. Petrolierul sau cum se numește, și acum americanii pregătesc invazi navale în Iran. Ok, atunci presupun că este timpul pentru o operație militară în Iran. Să sperăm că nu o să pierd foarte mulți bani și că reușim să capturăm Iranul. Oricum, Teheranul se află în apropiere de granița noastră. Să sperăm că totul merge bine, că dacă nu, nașpa. Și bam, regimul islamist a fost distrus, a capturat Teheranul. Perfect, și acum Iranul se află în sfera noastră de influență. Așa că papa și cu mușahadinii din Afganistan. Hai că a reușit să strânge foarte multă putere politică, ceea ce înseamnă că este timpul pentru glasnost ca lumea, adică să reformăm guvernul, alegerile și așa mai departe. Și așa că pentru asta, apăsăm chestia de aici. Am trecut în tura următoare și prima reformă pe care o să facem este că de acum înainte, cetățenii, pentru alegerile la Consiliul Local sau pentru Sovietul Suprem, vor avea de ales între mai mulți candidați din partea Partidului Comunist, nu numai unul singur. Și imediat după ce am făcut asta, apare aici că vom avea alegeri în curând. Și zice aici că tu ai făcut această decizie și să vedem oare câștigăm. Yay! Mi-am păstrat funcția de secretar general. Oricum, momentan ne aflăm în jumătatea anului 1987 și nu avem chiar foarte multe locuri, doar 33, ăștia din aripa reformistă a Partidului Comunist, dar totuși putem să colaborăm cu moderații, numai că ei nu vor reforme foarte radicale, dar totuși putem să schimbăm ceva în Uniune. Însă și un eveniment cu Afganistanul, războiul se apropie spre final, cât mai mult armament, deoarece trebuie câștigat. Și acum, că mă aflu în luna martie anului 1988, este victorie! Fiu, ce bine că l-am câștigat, deoarece mai puține cheltuieli cu armata acum și ne-a crescut și popularitatea. Oh da, și așteptam alegeri în congres. Și ia să vedem. Yes! Hai că avem majoritate, înseamnă că putem să facem reforme ca lumea. Și că tot avem majoritate, însă și putem să avem alegeri cu mai multe partide. Bine, Constituție scrie clar că Partidul Comunist trebuie să conducă țara, dar nu strică să mai avem în Sovietul Suprem, nu știu, un partid liberal pe acolo, un alta. Și acum ne apare aici cu Sovietul Suprem. Și ciudat că noi reformiști nu facem parte din Partidul Comunist. În fine, oricum, Partidul Comunist trebuie să aibă undeva cam pe la 63%. Restul 37% fiind independenți, presupun. Și putem să legalizăm chiar și Partidul Liberal. Dar mai târziu. Și dacă mă întorc la alegeri, putem să introducem funcția de președinte. Deoarece îmi scrie aici că Sovietul Suprem, se vede aici Consiliul Suprem, cred că se referă la Sovietul Suprem, poate să aleagă președintele țării, cum e în cazul Germaniei. Parlamentul Federativ alege președintele. Cam ceva de genul și aici. Chiar vreau să răspundească Europa Liberă și în Uniunea Sovietică, adică radioul de propagandă al americanilor, și mai ales că o să avem și alegeri. Deci răspunsul este nu. Și intrăm în anul 1989 cu întâlnire în China, unde o să ne vedem cu Deng Xiaoping. Acum nu mai țin minte dacă ăsta era secretarul general al Partidului Comunist din China în acea vreme. În fine, oricum, au avut loc niște reforme în China și acum și ei se îndreaptă spre o economie mai competitivă, ca și noi de altfel. Și n-ar fi rău să colaborăm cu China și să ne ducem personal tocmai în Beijing. Și cine știe, poate ne mai alegem și cu niște
relații economice noi. Și acum știe din Iran și anume că guvernul din Teheran vrea să organizeze alegeri. Și bineînțeles că o să refuzăm, deoarece la aceste alegeri Partidul Comunist o să piardă, ceea ce înseamnă că vor apărea partide radicale și islamiste care vor distruge procesul de modernizare și de secularizare a țării. Așa că trimitem armata. Da, 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 știu că în ultimele minute v-am arătat numai evenimente de genul, dar asta chiar e interesant, deoarece serviciile noastre secrete au descoperit un plan de invazie din partea americanilor împotriva țării Panama. Și ar fi păcat ca acest document să ajungă la Națiunile Unite. Ok, hai că americanii zic că nu aveau intenția de invada țara, dar cu toții știm că vreau să fac asta. Bla bla bla, invazia nu mai are loc. Numai că acum relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică s-au înrăutățit. Aie. Altă propunere din partea reformatorilor și anume să deschidem granița, adică să nu mai plătească ca să iasă din Uniune. Ceea ce n-ar fi rău, deoarece ne mai vin și turiști. Ne-a cam plecat ceva lume, deoarece populația era mult, mult mai mare aici. Nu mai țin minte cât era, nu mai știu, 280 ceva. Da, cam nașpa. Și începe congresul pentru anul 1990, un partid comunist și n-a avut nicio revoluție în Europa de Est, deoarece a avut o politică externă mult mai agresivă și economia a duce mai bine, deoarece n-a avut acea terapie de șoc și poate n-ar fi rost să atacăm pe moderați, deoarece cam am pierdut majoritatea în Sovietul Suprem. Aleluia! Majoritate în Sovietul Suprem și că tot ne aflăm în anul următor, trebuie să continuăm reformele, așa că o să legalizăm Partidul Liberal. Bun, hai că avem 50 și în țară vor avea loc alegeri mai multe partide. Și ce să vezi, imediat după alegeri, conflict în Iugoslavia, unde o să suportăm guvernul central și acum pe hartă ne apare aici semnul ăsta cu conflictul. Și acum presupun că o să primim mai multe evenimente cu Iugoslavia, gen să trimitem armament, ce facem cu intervenția NATO și așa mai departe. Aoleu, niște vești teribile și numai că Yeltsin a câștigat alegerile prezidențiale pentru Rusia Sovietică. Candidatul nostru de-abia luăm doar 30%, deși avem, nu avem chiar monopol pe media, dar oricum avem mulți bani ca să plătim jurnaliștii și... Deci, în fine, și nu putem să facem nimica. Stai, ce? Stai, cum de poate să interzică Partidul Comunist și Loialitate 3? Aoleu, trebuie să investim repede că altfel se desprinde. Știam eu că niciodată nu trebuie să avem încredere în acel liberal, deoarece acum conspirează împotriva noastră și acum serviciile secrete au aflat un plan diabolic de a distruge Uniunea Sovietică, ceea ce nu se va întâmpla, deoarece îi vom aresta, dar putem să reformăm Uniunea și nume în Uniunea Statelor Suverane Sovietice. Pam! Și la pușcărie cu Yeltsin și cu restul trădătorilor. Totuși sunt surprins că hardlinerii, adică conservatorii și o parte din moderați, n-au încercat să-mi facă luptări de stat. Presupun că situația mai stabilă în Uniune, te n-au vrut să mă dea jos, sau că avem aproape o majoritate în Sovietul Suprem. Între timp, regimul lui Hassan Hussein s-a decis să invadeze Kuwaitul și de data asta noi ținem partea și din potrivă, mai bine să-și ia labele de pe Kuwait, deoarece n-am chef altă instabilitate în regiune, așa că suntem de partea Națiunilor Unite. Alte probleme în Polonia, care și în continuare este un stat comunist, deoarece ne aflăm în anul 1991, nu am văzut să văd dacă au făcut reforme sau nu. Și acum putem să le dăm ajutor financiar dacă începe o reformă financiară, adică să mai renunțe la economia planificată. Și acum în Polonia văd că avem o luptă de stat. Ok, un nou regim, presupun că tot unul comunist, care încep să privatizeze. Dar bine, acum nicio terapie de șoc, să fie așa un proces mai lent, să nu fie totul direct. Că și la mine la fel, în continuare am o economie oarecum planificată. Cam puține afaceri private. Și acum pe hartă, ok, un regim momentan autoritar, dar cu o economie mai competitivă. N-ar fi rău să mai reducem și aici controlul asupra prețurilor, așa că numai bunurile necesare vor fi controlate. Vor fi, nu știu, pâinea, iaurtul, etc. Dar rest nu mă interesează. A, gata perestroica? Ok, mi-au venit economiștii și că nu mai putem să avem o economie planificată și avem două opțiuni.
o schimbare rapidă în 5 de zile și una lentă în 10 ani. Dar de ce așa de mult? Nu putea să fie 5? Ceva între nu se poate, deoarece 10 ani cam prea mult și 5 de zile cam prea rapid. Presupun că merge cu varianta mai pragmatică. Soviet McDonald's. Referință la McDonald's. Și da, de ce nu, deoarece fiecare cetățean al Uniunii Sovietice trebuie să aibă dreptul la propriul său McChicken. Și ăsta e un eveniment interesant, deoarece Uniunea Sovietică a reușit să supraviețuiască și că acum tranzităm spre o economie mixtă, putem să avem zone economice speciale, cum ar fi în China, sau cum aici, în port liber, în fine. Și n-ar fi rău unul în Odessa. Și acum ne scrie aici că deja au prăcut câteva companii europene, bla bla bla, hai că tot merge bine. Totuși mă mir că stau foarte bine cu corupția, deoarece când încerci să faci tranziția spre o economie mai competitivă, îți crește foarte mult și te omoară după aia la final, adică pierzi foarte, foarte mulți bani. Interesant ce se petrece în Europa de Est, deoarece scrie aici regimuri mixte. Să înțeleg că e ca la noi, adică avem oarecum democrație, dar totuși Partidul Comunist domină. Și mă, sunt curios ce s-a întâmplat în România, că nu prea cred că Ceaușescu ar fi fost foarte dornic să implementeze astfel de reforme. Nașpa că nu scrie cine liderul, președintele unei țări. În fine, de exemplu, dacă dau clip pe America, îmi scrie George Bush, ăla, seniorul. Da, aici nu. Interesantă propunere din partea primarului, și anume că orașul Leningrad, care poartă numele lui Vladimir Lenin, liderul Revoluției din Rusia, să devină o zonă economică specială, unde să avem taxe mai mici pentru companii, când vine vorba de profit. Și știi ce? Este o idee foarte bună. Și deși ne-am reformat, asta nu înseamnă că naționaliștii își fac de capul lor. Imediat poliția pe ei. Mesaj importat din Mongolia, și numai că avem o nouă conducere, una chiar liberală, ceea ce nu e bine, deoarece trebuie să facă reforme, dar numai economice, deoarece știi ce se întâmplă când ajung liberali la putere. Așa, bun, hai că s-a stabilit ordinea. Noroc cu competitivitatea, deoarece e destul de mare și contează foarte mult în procesul de tranziție. Deoarece cu cât e mai mare, cu atât nivelul de corupție nu o să crească așa de mult când faci acest proces de tranziție. Hai că încep pregătirile pentru operațiunea Desert Storm și nu prea avem foarte multe variante. Doar să facem și noi parte din această operațiune ca să ne asigurăm că americanii nu își fac de cap în Irak. Ok, hai că am eliberat Kuwaitul, Hassan Hussein a acceptat condițiile și cam atâta. Știi ce? N-ar fi rău să ne ținem la niște tarife între mine și Franța. Lucru ce ar înfurea foarte mult pe americani și ar mai face scandal în interiorul NATO. Noi proiecte economice și vă anunț că ăsta este un eveniment de după anul 1992, adică reușim să supraviețuim cu Uniunea Sovietică. Și acum, dacă europenii tot vor să importe petrol de la statele arabe, noi putem să facem oricum o conductă către China, în caz de orice. Și cum deam foarte mulți bani la rezerve, o construim fără împrumut. Îmi plac multe evenimentele după anul 1992, deoarece nu o să știm rezultatul, de exemplu aici cu războiul din Iugoslavia. În timpul nostru știți că s-a dus Uniunea Sovietică și Rusia nu putea să intervină deoarece avea foarte multe probleme interne. Dar acum avem ocazia de a ajuta Serbia, deoarece văd că forțele NATO vor să impună a no-fly zone, o zonă care să nu se circulă cu avioane. Și sunt curios cum vor face asta, deoarece eu nu o să retrag trupele, să fie clar. Ba dimpotrivă, și mai mult ajutor militar pentru Serbia, pentru a scoate trupele NATO. Ia stai, ce scrie aici? Gata războiul? Și acum guvernul Milosevic vrea să intri în caier? Ia stai. Da, uite cum mai apare. Și acum Iugoslavia face parte din sfera noastră influență. Opa, stai că ne-am luat o ofertă de la Pizza Hut. Și azi ne ce zic ăștia de la Pizza Hut. Ok, să le apară într-o reclamă. Și ne zice aici că dacă decidem să facem această decizie, e bine, putem fi considerați un clon. Referință la reclama aia în care apare Mihail Gorbachev în anul 1998, parcă atunci a fost difuzată. În fine. Oricum, cu toții știm care este răspunsul corect. Ok, și acum se face mișto de noi.
Și presupun că cu această ocazie pot să închid și acest videoclip, deoarece am ajuns în anul 1992, luna septembrie, și nu vedeți datorită camerei. Stați să o dezactivez puțin. Ia, așa, acum se vede ca lumea. O să investim și punctele alea pentru tehnologie, dar mai târziu. Oricum, game over aici. Și aici se închide videoclipul, deoarece am reformat Uniunea, am modernizat-o, am adus democrație parțială, am reformat sistemul economic, ne îndreptăm spre economie mixtă, nu mai zic că avem o economie competitivă, suntem un regim mai deschis, avem granițe deschise, cetățenii noștri se pot duce în vacanțe în vest, ci din vest pot să vină la noi. Și nu mai zic că când a fost timpul să intervenim militar, am făcut-o pentru a salva Uniunea. Ceea ce înseamnă că gata și cu videoclipul.